Imaginar. Imaginarul. Un cuvânt pe care îl folosim cu toți, un cuvânt care face parte din limba comună și totuși un cuvânt încărcat de mister, un cuvânt plin de magie. Oare ce înseamnă imaginarul? Ne propunem în această scurtă prezentare să facem un istoric și pe urmă să vă arătăm implicațiile acestei funcții a psihicului uman în realitatea noastră, în societatea noastră. Conceptul de imaginar a fost creat de către filozofii francezi de la jumătatea secolului al XX-lea, filozofi precum Gaston Bachelard sau Gilbert Durand, pentru a înlocui mai vechiul concept relativ depreciat de imaginație. Imaginația desemna pentru filozofii din antichitate până în modernitate, imaginația desemna funcția reproductivă a psihicului uman, capacitatea omului doar de a recombina imagini pe care le-a primit, pe care le-a văzut, pe care le-a înregistrat în memorie. Dar această imaginație era văzută ca o funcție care poate să ducă în eroare. Dacă am văzut un cal și un om, imaginația este responsabilă pentru combinarea lor incorrectă în imaginea unui centaur. Am văzut altă dată o femeie sau un pește și rezultatul pe care această fantezie irresponsabilă îl produce este imaginea unei sirene. Din cauza aceasta, imaginația a fost considerată mama tuturor erorilor. A fost văzută ca un fel de nebun a casei, care ne duce în eroare, care ne creează iluzii, care creează chimere. Și din cauza aceasta, imaginația a fost depreciată, a fost considerată doar un fel de auxiliar nenecesar. Poate frumos, poate distractiv, dar în orice caz greșit, care ne strică formulele de cunoaștere, care strică adevărata cunoaștere. Imaginarul, în schimb, așa cum a fost definit de către filozofii francezi, desemnează puterea creatoare a psihicului uman. Desemnează fantezia creatoare capabilă să scoată la suprafață, să inventeze lucruri noi care n-au mai existat nici în realitate, nici în reprezentările de până atunci. Imaginarul este definit așadar ca o funcție care are multe sarcini, care are multe elemente în plus față de imaginație. El, pe de o parte, imaginarul ordonează lucrurile pe care simțurile, imaginile pe care simțurile le primesc într-un mod mai mult sau mai puțin haotic. Apoi adaugă acestor imagini și reprezentări o serie de conținuturi simbolice, conținuturi care vin din inconștientul nostru, care provin din partea noastră afectivă, emoțională. În sfârșit, el are o funcție exploratorie. Imaginarul ne permite să modelizăm, să modelăm realitatea, să creăm scenarii prin care noi vom cunoaște mai bine lucruri nevăzute, nemai văzute până atunci, prin care ne putem formula viitorul, prin care putem crea imagini de viitor. Conceptul de imaginar ne ajută să înțelegem mai bine și cum funcționează sufletul uman, cum funcționează mintea noastră. Multă vreme, filozofii au definit modul de cunoaștere al oamenilor doar prin simțuri, pe de o parte, care ne oferă reprezentări ale lucrurilor din afara noastră, sau prin rațiune, care ordonează, care organizează în sisteme aceste reprezentări. Însă, au arătat filozofii francezi, Gilbert Durand sau Gaston Bachelard, noi suntem mult mai mult dependenți de imaginile și afectele pe care aceste reprezentări le induc. Noi gândim prin imagini și prin simboluri și simbolurile sunt întotdeauna mai mult decât simplele reprezentări. Ele sunt încărcate de înțelesuri, uneori inconștiente, alteori mult mai largi, poate mitice, care îmbogățesc realitatea așa cum ne-o reprezentăm la modul realist. Fiind o funcție general umană, imaginarul se manifestă nu doar în arte sau în literatură, cum s-ar putea crede. Imaginarul face parte din viața noastră cotidiană, este comun tuturor indivizilor, tuturor oamenilor. Există un imaginar social, există diverse aspecte ale vieții colective în care imaginarul și afectele, emoțiile care însoțesc aceste imagini și simboluri participă la viața noastră colectivă. Imaginile și simbolurile produse de fantezia umană nu sunt aleatorii, nu sunt haotice. Imaginile acestea nu vin unele peste altele într-un fel de grămadă informă. Dimpotrivă, simbolurile sunt construite ca niște piese de Lego. Au posibilitatea de a se îmbina între ele și de a crea construcții cât mai frumoase, cât mai maiestuoase, cât mai arhitectonice. Din cauza aceasta spunem că imaginile și simbolurile pot să producă universuri imaginare. Există
o întreagă teorie care arată că literatura, artele, pictura pot să creeze universuri imaginare în care personajele se mișcă la fel cum se mișcă oamenii reali în lumea reală. Teoria universurilor imaginare poate fi corelată cu teorii din fizică, din cosmologie, din matematică, chiar din logică, care vorbesc despre lumile posibile. În general, în aceste teorii, lumea noastră este definită drept o lume primară, față de care, variând și făcând diverse modificări, se pot crea, se pot imagina lumi posibile. Aceste lumi posibile se adună la un loc în ceea ce cosmologia actuală numește un multivers, ca opus universului în care am trăit până acum. Vreau să subliniez prin aceasta că lumile ficționale nu sunt în contradicție cu teoriile fizice, cu teoriile cosmologice, dimpotrivă, ele vin să ofere imagini acolo unde savanții, unde oamenii de știință nu mai reușesc să imagineze doar pe baza unor legi fizice sau a unor algoritmi matematici cum arată acea lume posibilă. Ceea ce fac scriitorii, ceea ce fac artiștii, ceea ce fac creatorii de filme fantastice sau de science fiction sunt lumi alternative față de lumea noastră, oferind posibilitatea de a explora, iată, prin imaginar, ceea ce se întâmplă într-un univers mult mai larg decât ne oferă simțurile. Psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung a dat o definiție foarte interesantă în privința imaginilor, a simbolurilor, a arhetipurilor. El a sugerat că toate acestea se combină în ceea ce el numește constelații de imagini, constelații de simboluri. Aceste constelații, iată, sunt constelații de reprezentări. Desigur, noi ne uităm pe cer, vedem o mulțime de stele și trasăm linii imaginare între aceste stele, definind ursa mare, ursa mică, Orion și așa mai departe. La fel, imaginile se pot combina în anumite constelații pe care, pe urmă, societatea, pe care colectivitatea care receptează literatura sau arta respectivă, le interpretează la rândul ei. Spre exemplu, arată Jung, romantismul are întreagă constelație de simboluri care toate gravitează în jurul nopții, al nebuniei, al morții, al geniului, al monstrului, al dublului, al demonului, al făpturilor de tip meduzeic, al femeilor care vin din adâncuri și fascinează pe eroi, ai geniilor în sensul romantic. Constelațiile de simboluri nu sunt niște simple fotografii, niște flash-uri pe care le-am face, iată, pe cerul imaginarului uman. Ele au la rândul lor o evoluție în timp, ele se dezvoltă, se desfășoară, se pierd, ajung să dispară. La fel cum un râu, un fluviu, arată Gilbert Durand, are izvoare, are pârâie, care toate se unesc până la urmă într-o mare albie și pe urmă se varsă printr-o deltă în ocean, se pierd într-o apă mult mai mare, la fel constelațiile de simboluri apar la un moment dat, se nasc, se dezvoltă, înfloresc și pe urmă se transmit în alte constelații de simboluri, circulă printre scriitori, circulă printre oamenii care gustă aceste opere de artă sau aceste opere literare. Imaginarul este așadar un concept antropologic care definește ființa umană. El se regăsește în toate practicile, în toate comportamentele noastre sociale sau individuale. El se regăsește și în religie, și în istoria religiilor, și în artă, istoria artelor, în literatură, în mitologie, dar și în viața socială, în viața colectivă. Există un imaginar al cotidianului, există un imaginar politic și ideologic, există un imaginar istoric, există un imaginar geografic. În lipsa acestei dimensiuni fundamentale a ființei umane, nu ne-am înțelege la fel de bine. Am fi reduși doar la o ființă strict rațională sau doar la o ființă fără gândire, fără emoții, fără reprezentări fantastice, reprezentări ciudate, care însă ne permit să cunoaștem mai bine, să reflectăm mai bine realitatea din prejurul nostru.